Bun găsit, dragii mei, astăzi vă propun un subiect amuzant, aparent amuzant, dar în realitate nu se pune problema să fie vreun subiect amuzant, ba din potrivă unul chiar dureros. Cum adormim copiii? Povești de a dormi copiii, nu chiar povești de a dormi copiii, dar metode de a ne adormi, mai ales bebelușii, pentru că aceea este vârsta până într-un an în care, în general, nu prea dorm noaptea. Și vă spun așa, din experiență și din cele citite, că e foarte important să le facem un tabiet, să le facem un program zilnic pe care să-l respectăm cu strictețe. În general, la aceeași oră la care se facă baie seara și obligativitatea acestei băi zilnice, în fiecare seară, băiță, apoi masă și apoi culcare. Și masa trebuie să fie una foarte consistentă. Dacă alăptați copilul, e foarte greu să-ți dai seama cam cât de mult am mâncat și cam ce, să spunem așa, e metoda aceea de a-l pune de pe cântare înainte să fie alăptat și ulterior. E destul de greu de pus în practică, pentru că uneori după baie bebelușul este foarte agitat și nu mai stai să-l mai pui pe cânta să vezi ce greutate are, după care să-l pui și la final de alăptat să-ți dai seama cât a mâncat. E mai simplu cu biberonul, într-adevăr, dar în fine să ne asigurăm că totuși are o masă consistentă înainte de culcare, să nu ne speriem pe timpul nopții dacă, spre exemplu, copilul se trezește și, mă rog, scâncește, uneori au visează în somn și scot tot felul de sunete, mai ales atunci când sunt foarte, foarte micuți, la doar câteva luni. Și n-ar trebui să ne dăm imediat jos din pat sau să, nu mai spun, să aprindem lumina și să-l luăm imediat în brațe. Trebuie lăsat așa, nu să-l lași să plângă în continuu, dar să încercăm cumva să ignorăm aceste reacții ale lor, multe dintre ele nelegate de masă. E clar că dacă este foame bebelușului o dată pe noapte, nu e ceva în regulă, e absolut normal, mai ales în primele luni de viață, dar știu mămici care suportă chiar și 10 treziri într-o singură noapte și nu mă refer la nopțile în care copilașii sunt bolnavi. Există și metode, să spunem, pe care le-am împrumutat în străinătate, în multe țări și, în general, oamenii cu dare de mână, cu putere financiară, care își permit și angajează niște, așa zise, bone de noapte, care le învață copilul să doarmă. Există și în România, știu pe cineva, sunt câteva persoane care au luat legătura cu astfel de doamnă și care, într-adevăr, le-a învățat, între ghilimele, bebelușul să doarmă noaptea. Și dacă ele au respectat acest proces, toate sfaturile primite, succesul a fost scontat, nopțile au fost ceva mai plăcute pentru părinți și, cu siguranță, mult mai odihnitoare. Un subiect interesant la care vă propun să vă gândiți și, de asemenea, să-mi dați și sfaturile voastre, pentru că se apropie momentul nașterii bebelușului meu și aș vrea să știu cum să fac să doarmă mai bine noaptea. Vă pup, ne revedem mâine dimineață!